Amin. Amin. Lajos, caută o cântare și deschide slujba în seara asta și fă o rugăciune pentru noi. Suntem aici la picioarele tale să-ți aducem laudă și mulțumire pentru grija pe care ne-o porți. Îți mulțumim, Părinte bun, că ne-ai ascultat rugăciunile. Îți mulțumim că l-avem pe Sorin între noi. Iartă-ne păcatele, Doamne, și fii cu noi. Mă rog pentru cei care sunt prezenți aici în sală, binecuvântă-i pe toți, Doamne. Binecuvântă-i pe toți cei care ne urmăresc pe internet și sunt cu noi. Te rugăm, Tată bun, binecuvântă-i și pe ei. Binecuvântă pe toți cei care se gândesc să stea lângă tine. Mă rog pentru cei care au probleme cu sănătatea sau au probleme din alte motive. Binecuvântă-i, Părinte,
fii cu ei. Mă rog pentru proiectul nostru, căsuța de rugăciuni pe care vrem să ți-o construim. Tată, știi bine, avem nevoie de bani, de mulți bani. Te rog, fii cu noi. Nu ne lăsa de izbeliște. Vrem să facem această căsuță de rugăciuni, să avem unde preamări și slăvi numele Tău. Numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Bună seara și pacea Domnului tuturor! Fiți binecuvântați, dragi credincioși, și Domnul să fie lăudat că putem să fim din nou la căsuța de rugăciuni. Îi mulțumim pentru asta și ne bucurăm pentru favorurile pe care ni le face. Așa cum s-a rugat și Loios, și mulțumim lui Dumnezeu că prin conjuncturi pe care El le-a hotărât, suntem toți împreună. Domnul să fie lăudat. Amin. Aș vrea pe când lângă motivul acestei bucurii să venim înaintea Domnului pentru alți frați și situații nedorite. Daniela Suciu de la Sânt Petru mi-a scris că nu este într-o pasă foarte bună și ne-a rugat să-i spunem lui Dumnezeu despre ea și despre familia ei. Dumnezeu să ne asculte. Amin. De asemenea, Iulia Caiti ne-a mai rugat pentru ea. Familia ei, sănătatea ei sunt într-o zonă nepotrivită. Dumnezeu să-i poarte de grijă și să asculte rugăciunile noastre. Amin. De asemenea, sora Marilena de la Arad ne-a rugat să o avem în rugăciune pe ea și familia ei. Domnul să-i poarte de grijă ei, fetelor, soțului și să aducă bine în casa lor. Amin. Avem pe Stoian Ica, de fapt pe Ana Maria, așa o cheamă, care a solicitat să îi se facă un transplant de ficat, este foarte bolnavă. Repet, nu mi s-a comunicat dacă este o coincidență de nume sau e aceeași persoană. Dacă este aceeași persoană la care mă gândesc eu atunci, aproape cu o săptămână în urmă, Dumnezeu a chemat-o la odihnă. Dumnezeu să-i binecuvinteze soțul, copiii și să se îngrijească de ei. Amin. Sora Petrescu, mama lui Ionuț, a fost operată, urmează să fie operată, dacă am înțeles bine, și la celălalt picior. Domnul să îi poarte de grijă și să-i dea sănătate. Amin. Domnul să se îngrijească de fratele Mugurel, de fratele Nelu și de fratele Cif, care este cu noi, a fost în spital. De sora Mary și alții pe care știm sau mai mult sau mai puțin, care sunt în suferință. Dumnezeu să asculte și să dea vindecare. Amin. De asemenea, vă rog să aveți în gândul vostru și în rugăciunile voastre
problema sprijinului lui Dumnezeu și a oamenilor. Cu privire la nou locaș de închinare, se lucrează, lucrurile merg înainte. Cu fiecare zi când trec pe acolo, bucuria în Domnul este mai evidentă în sufletul meu și visez împreună cu voi să ajungem în casa aceea. Dumnezeu să ne ajute cu sănătate, să ne ajute cu credință și să ne ajute cu bani, mulți bani. Amin, amin. Aș dori în contextul celor pe care le-am citit să înalț o rugăciune și în contextul acesta, haideți să ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, avem un adaos de bucurie în seara aceasta că suntem la biserică pentru faptul că suntem toți. Așa cum i-ai poruncit lui Pavel, te rugăm în seara aceasta, Doamne, ca orice datorie a vreunuia dintre noi de aici, necontând de ordin moral sau financiar, sau, te rugăm să le scrii pe numele Tău și pe noi să ne primești ca pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Te rog, Doamne, pentru cei pe care i-am citit, dă sănătate, dă lumină și bună învoire în familie. Și nu-ți întoarce spatele de la oameni. Dacă sunt unii oameni care nu te strigă și nu te cheamă, fă-ți de lucru, Doamne, și treci pe la ei și du-te cu sănătate la ei. Du-te cu un dram de bucurie la ei. Du-te la ei cu iertare. Pentru ca, Doamne, într-un final, fiecare om să se poată bucura de ceea ce ești și de ceea ce faci. Îți mulțumim că până în seara aceasta ai fost cu noi. Ajută-ne să îți mulțumim mereu pentru lucrul acesta. Îți mulțumim pentru felul în care noul locaș de închinare se zidește. Am vrea să rămâi alături de noi, Doamne. Și ceea ce facem vrem să fie numai pentru Tine. Iar dacă uneori în inima noastră ne supraevaluăm sau poate ne lăudăm, dacă e de iertat, iartă-ne, Doamne. Și fii cu noi mai departe. Rămâi în seara aceasta bucuria noastră a celor care suntem la căsuța de rugăciuni și rămâi bucuria celor care sunt acasă în casele lor. Îngrijește-te de fiecare, Doamne, și nu uita că vrem prin Iisus Hristos să ne dai viața veșnică. Îți mulțumim că ne asculți. A Ta să fie slava pentru că ești bun. Prin Iisus Hristos, Domnul, te rugăm. Amin.
Ne bucurăm în Domnul că putem să ne rugăm, că putem să stăm înaintea Lui. Avem pe unul dintre frații bisericii, pe tânărul Iano și Medard, care a cucerit un an de viață. Nu știu dacă ești cu noi, Medard, Boldoxiule, Teșnopot. Domnul să-ți umple inima de frumusețe și visele să ți le împlinească în totul. Amin. Amin. Oare mai știți pe cineva care a cucerit un an de viață? Nu. Probabil că ați observat că fratele Gabriel Gabor s-a întors din străinătăți. Să fiți binecuvântat, frate Gabriel. Cum vă spuneam, mulți oameni m-au întrebat că unde sunteți? Și prima dată n-aș știu ce să răspund, numai după aceea mi s-a legat în minte că probabil sunteți dus la fiul dumneavoastră. Domnul să vă dea sănătate, sunt bine copiii în Germania, da? Da? Domnul să fie lăudat. Bine. Haideți să ascultăm câteva cântări de laudă, poate câteva versuri și apoi să deschidem cuvântul Domnului. Oare cântarea ți-ai scăpat-o jos, Nathanael? Dacă ți-ai scăpat cântarea, ridic-o și laudă pe Domnul. Neîncetat găsesc, sunt pe brațele iubirii Lui. Sfântă pacea sa umple inima, sunt pe brațele iubirii Lui. Ce iubire, El poartă grija orși. Brațele iubirii Lui. Nu plâng, nu suspin, chiar așa străin, sunt pe brațele iubirii Lui. Drumul meu spinos e așa frumos, sunt pe brațele iubirii Lui. Ce iubire, El poartă grija oricui. Fericire, sunt pe brațele iubirii Lui. Ce fugi, cât de greu mi-ar fi, sunt pe brațele iubirii Lui. E aproape El, nu mă tem de fel, sunt pe brațele iubirii Lui. Ce iubire, El poartă grija. Brațele iubirii Lui.
Amin. Amin. Mulțumim, mulțumim frumos. Cris, laudă-și tu pe Domnul cu o cântare. Amin, amin. Mulțumim. Mulțumim, Chris. Frate Cif, ați zis că ne citiți o poezie, o ascultăm cu drag. Rebecca, tu ai ceva în peșetă, da? Bine. Multă pace la fiecare. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Titlul poeziei spune: mai este mult din noapte.
E ceasul lumii trist și totuși încă bate. Străjerule, mai este mult din noapte. Pământul geme, noi vorbim în șoapte. Păcatul de cer încă ne desparte. Și totuși întrebăm, mai este mult din noapte? Tristețea, suferința ar vrea să ne răpună. Sunt gemete profunde, e ceasul cel din urmă. Nu mai există milă, iubire, nici atât. E viața tot mai tristă și mă simt abătut. Și ne întrebăm cu toții, oare mai este mult? Se aude zvon de virus, ba mai trece, ba devine. Se aduc în experiențe fel de fel de vaccine. Mor oamenii cu zile, suntem îngrijorați. Ce va mai fi și mâine? Noi vom mai pierde frați. Eu aici, în tăcere, durerea lumii ascult și te întreb, străjere, din noapte mai este mult? E tristă omenirea și plânge înăbușit. Înălțăm spre cer privirea și spunem ce am greșit. Ne credem totuși buni și tot ce ni se întâmplă e parcă pentru alții păcatul se frământă. E noaptea tot mai sumbră și cerul parcă-i mut. Te întreb din nou, străjere, nu știi, mai este mult. Într-un târziu, străjerul răspunde întristat. De atâtea întrebări, de atâta așteptat, și îmi spune, ia amintele la zgomotele vremii, ce vezi pe a ei scenă în ceasuri de vecernii, cu tremuri, inundații, aici colo un taifun, vești triste de războaie, pământul îi plin de fum. Durerea parcă crește din zi în zi mai tare și te întreb, pământul zile multe are? Ai uitat ce Iisus a spus când a plecat, când ucenicii lui, să știe, l-au întrebat, Doamne, cum vom cunoaște semnul venirii tale? Știi ce a răspuns Domnul? Că va fi multă jale. Acum stai și privește pământul cum suspină, cum se fărâmă munții și se prefac în tină. Privește în lung pe oameni și vezi, mai au iubire. Mai vede Domnul astăzi ceva bun în omenire? Și m-a cuprins tristețea, dar stau și ascult. Și mă întreb odată, și totuși mai e mult? Îi spun că îl cunosc și că mă rog fierbinte și dacă mă gândesc și îmi aduc aminte, știu că mai sunt și oameni ce merg pe calea cea dreaptă și dorul lor de casă pe Domnul îl așteaptă. Chiar dacă este greu și e îngustă calea, nu s-au descurajat, nu i-a prins disperarea. Au rămas neclintiți și nu i-a luat somnul. Țin candela aprinsă și l-așteaptă pe Domnul. Străjerul îmi răspunde cu glas întârziat. Mai e puțin noapte, puțin de așteptat. E totul pregătit, și plata, și răsplata. Și masa-i pregătită, în capul ei e tata. Îngerii în sărbătoare înalță imnuri sfinte și așteaptă doar un semn de la a lor părinte.
ca să se strângă cerul, ca și un sul de carte, și să se rupă vraja păcatul ce ne desparte. Să nu mai fie boală, să vină bucuria și alături de Iisus să începem veșnicia. Străjerul a tăcut, în cer se aud șoapte. Știu, nu mai este mult, mai e puțin din noapte. Amin. Amin, amin, mulțumim, frate Cif, mai e puțin din noapte, ce frumos. Rebecca, hai să vedem ce ne citește. Spre tine, autor Iacob Coman. Spre tine merg, Doamne, spre tine cântând, mă urc și cobor, ba sunt, ba nu sunt. Spre tine merg, Doamne, de-i nor sau senin, și în suflet te port când merg și când vin. Pe tine te caut, pe tine mereu, ești totul în toate, ești aerul meu. Pe tine te caut, pe tine, Părinte, mi-e drag să te ascult, să-mi spui înainte. Pe tine te-am găsit, te păstrez, ești al meu, pe tine că-mi ești scump, scump Iisus, Domnul meu. Pe tine te-am găsit, pe tine slăvit, mulțumesc că mă vrei, mulțumesc că-s primit. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim, Rebecca. Da. Câți ani ai, Rebecca? 17 aproape. Cam așa cred că, poate cu un an, doi era mai în vârstă când am scris poezia asta, nu știu. Da. Mulțumim. Ovidiu, laudă-și tu pe Domnul cu o cântare. Nici când înapoi.
Spune-mi de ce tot alegi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire, căci mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum, fără Iisus toate sunt amăgire. Spune-mi de ce tot alegi, hai spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire, căci mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum, fără Iisus toate sunt amăgire. Fără Iisus toate sunt amăgire. Amin, amin. Mulțumim, Ovidiu. Bună seara și pacea Domnului, dragii mei frați. Fiți binecuvântați. Fiți bineveniți la biserică și împreună cu mine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că mai există posibilități de felul acesta. Am un prieten care a mai vorbit la telefon și mereu când e șocat de un lucru care se întâmplă, îi spun, de asta de mulți ani, îi spun, stai liniștit că lucruri mai mari ca astea vei vedea. Și cum au trecut ani și mereu i-am dat replica asta, când se întâmplă câte ceva, zice, măi Iacob, da, mai mari ca astea se pot întâmpla. Și se pot întâmpla și lucruri mai mari ca astea. Numai să ai ochi să le vezi. Dragii mei, cu mai mulți ani în urmă, și am mai repetat de mai multe ori, vă spuneam, fie de aici, de la Amvon, fie de la Amvon, de la bisericile care le-am păstorit, fie la cursuri, la studenți, vă spuneam că singura religie care și-a alungat Dumnezeul de pe pământ este creștinismul. Și singura religie care nu mai vrea să audă de Dumnezeul ei e creștinismul. Toate celelalte religii țin la Dumnezeul lor. Și vă spuneam atunci, în predicile acelea, că strategia clară a Europei și a Statelor Unite este ca să nu mai existe creștini. E singura credință care deranjează. Sigur că atunci când spuneam, unii râdeau, alții poate luau mai în serios, dar da, mă rog, așa cum suntem noi oamenii. Nu știu dacă știți că pe mine m-a blocat puțin asta. În Canada deja se pune problema interzicerii credinței creștine. Deci deja se pune problema oficial. Mi-am pus întrebarea că oare de ce să interzici credința creștină? Încă n-am un răspuns. Nu știu dacă voi avea vreodată. Dar lucrurile acestea, vântul acesta bate pentru că
oamenii care își mai folosesc ochii să vadă, să se uite. Și oamenii care își mai folosesc urechile să audă, să tragă cu urechea. Lucrurile vor veni așa de împluj, că nu lovește pe nimeni. Adică lucrurile nu vin cu lovituri, ci vin împluj. Am plecat astăzi de acasă să vin la biserică. Și cum veneam pe barajul lui, când am ajuns în sensul girator ăla de plastic să fac stânga pe Libertății ca să vin la biserică, dintr-o dată pe partea dreaptă a bordului mi s-a deschis o fereastră pătrată. Poate că mi s-a deschis și mai demult, dar n-am băgat de seamă. Și mă uit la fereastră și scria 8 minute de când ai plecat de acasă, 4,2 km. Da. Mă uit că sub ea mai era, fereastra era împărțită în două și scria 2,2 km până pe Gheorghe Doja. Da. Că am plecat de acasă, să înțeleg. Dar de unde știe ăsta unde mă duc? De unde știe ăsta unde mă duc? Și așa m-am curățat și spun și Liei, se uite și ea mai atentă, ce Doamne ferește. Și acum eram curios să văd dacă știe că mă duc pe Gheorghe Doja sau apare Gheorghe Doja, că da, apare acolo. Nu aveam GPS pus sau ceva de fel, sunt nici pe mine. Și vin și văd că scade distanța spre Gheorghe Doja și după cum calculam eu, zic că ăsta știe că mă duc la biserică. Ei, da. De ce-i da? Îmi stai așa un pic, așa. Și când ajung la sensul girator să virez ca să ajung la biserică, se schimbă ecranul și zice, până la domiciliu aveți nu știu câte minute și până în Târgu Mureș 1,5 km 7 minute. Adică știa că după ce stau aici, fie mă duc acasă, fie mă duc în oraș. Nu știu, voi vă prindeți? Deci, voi înțelegeți? Deci știam, deci când am plecat de acasă, el știa unde mă duc și el mă aștepta, cred că, că am plecat un pic mai târziu, cred că se gândea, mă, da, ăsta de ce nu pleacă la timp? Că am așteptat-o pe Lea, că venea de la Unuca și cred că zicea, bă, dar asta chiar e stricat de cap, dar el trebuie să plece. Am plecat, imediat mi-a spus de când sunt plecat, cât mai am, când am ajuns aici, mi-a spus frumos, vezi că dacă mergi până în oraș ai 1,5 km și dacă te duci până acasă ai atâția kilometri și atâtea minute. Mesajul din seara aceasta, râdem, dar nu-i de râs. Mesajul din seara aceasta are ca titlu Groază și sublim. Groază și sublim. Nu mai știam pe drum când am văzut ecranul ăsta dacă să mă îngrozesc sau să mă bucur că știe ce fac. Dar deja prorocea. Adică nu numai mă evidenția că e cu mine, ci îmi spune de aici te vei duce fie acasă, fie în oraș. Nu mi-a dat a treia opțiune. Aș vrea să-l încurc în seara asta să văd ce face, că se dezorganizează. Da. Dragii mei frați, dragii mei oameni, dragi credincioși, dacă nu există Dumnezeu, tot ceea ce fac toți oamenii este bine.
Pentru că fiecare om ia decizii să facă ceva și lui îi aduce bucurie dacă decide ceva ce nouă ni se pare rău. Pentru că rău și binele, dacă nu există Dumnezeu, cum vă spuneam altă dată, sunt niște convenții. Eu cu tine convin că e rău ca cineva să te bată pe stradă și să-ți ia portofelul. Dar alții, în alt loc, convin că e bine ca să bată pe cineva pe stradă și să ia portofelul. Și cel care convine că e bine să te bată pe stradă și să-ți ia portofelul, nu face nimic rău. Și cel care convine că e rău ca cineva să te bată pe stradă și să-ți ia portofelul, nu face nimic bine, pentru că atât binele cât și răul este o conveniență pe care și-o fac oamenii între ei. Dacă există Dumnezeu, atunci binele și răul nu e o convenție. Iar când eu și cu niște oameni convenim ce e bine și ce e rău, înseamnă că îi facem o concurență la autoritatea lui Dumnezeu. Sau când eu și niște credincioși convenim ce e bine sau ce e rău, repet, înseamnă că noi ne irijăm să ne ridicăm deasupra lui Dumnezeu ca să decidem ce e bine și ce este rău. Deci dacă există Dumnezeu, orice vot sau conveniență cu privire la ceva ce e bine sau ce e rău este o blasfemie, o idolatrie absolută și o decizie că îi sunt superior lui Dumnezeu. Pentru că dacă există Dumnezeu, El a stabilit irevocabil, universal, atimpic, ce este bine și ce este rău. Iar datoria fiecărui om este să țină cont de această decizie a lui Dumnezeu și să se comporte ca atare. Groază și sublim. Haideți să citim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și apoi să încercăm să luăm ceva pentru noi. Vedeți, am avut miercurea trecută sau acum două miercuri, nu mai știu, mesajul despre înviere. Am citit împreună cu voi din Sfânta Scriptură un pasaj pe care și am întrebat dacă cineva crede în înviere. Și aproape unanim fiecare a lăsat de înțeles că cum să nu crezi în înviere? Normal, crede în înviere. Și am spus, sunteți siguri? Pentru că în pasajul respectiv, crezul în înviere este condiționat de alte două crezuri. Și am pus în discuție dacă cineva crede că Iisus Hristos Dumnezeul a murit. Cei care ați fost sau care ați auzit, cunoașteți mesajul. N-am putut să cred ce reacții vor fi la această scriptură. Femei, chiar i-am scris unui doamn, da? Ce e interesant că scrie și după ce îi răspunzi înapoi, nu mai vrea să audă. Și o femeie, numai că nu m-a înjurat, îi se vedea poza. Și i-am pus numărul meu de telefon și adresa mea de mail să-mi scrie. Și am zis, Doamnă, e opțiunea dumneavoastră, dar mă gândesc dacă aveți copii, vă puteți ruga seara cu ei după ce scrieți mesaje din astea despre cineva pe care nu-l cunoașteți. Dar n-au nicio problemă. Dar oamenii aceștia care scriu sunt creștini și o parte din ei sunt adventiști.
Analizați-vă când faceți ceva. Dacă ochii voștri mai văd, folosiți-i ca să vedeți. Și dacă urechile voastre mai aud, folosiți-le să auziți. Deci încep să cred că fundamentalismul islamic este zero pe lângă răutatea și ura creștinilor care nu cred nici în Biblie, nici în Hristos. Deci, un islamist din ăsta te prinde cu o sabie din aia ce nu taie bine, se chine până îți taie capul și te chine până îți cade jos și te-a terminat. Dar o doamnă din asta sau un domn din ăsta care scrie în urma unei predici, dacă ar avea libertatea care o are islamistul, n-ai scăpa așa ușor. Vă întreb, dragi oameni, chiar nu vă e rușine să vă rugați la Dumnezeu? Unii dintre voi, nu știu dacă toți. Sau chiar nu vă e rușine să aveți Biblie în casă? Nu știu. Poate mai analizați întrebările astea ale mele. Groază și sublim. Haideți să citim din Sfânta Evanghelie după Matei la capitolul 10, începând cu versetul 28. Aș vrea să citim câteva cuvinte pe care le rostește chiar Iisus Hristos. Și zice așa, Matei 10, începând cu versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvintele Tale. Ajută-ne ca aceste cuvinte să fie și ale noastre. Amin. A început, ce știu, ori fi, nu a început, s-a continuat. Acum vreo 10 ani, ori fi, probabil, nu știu, nu pot să estimez exact, mă duceam cu mașina la Herghelia, la biserică, eram păstor acolo și înainte de a lua curba aia spre stânga, unde mai sunt 50 de metri până la prima casă, pe un stâlp apare o placă pe care scrie localitate supravegheată video. Și am fost așa șocat. Herghelia să supraveghezi video. Aici sunt oameni săraci că au 10 kg de cartofi pe toată iarna și în loc să le dai bani de o mâncare, tu instalez camere de filmat. Mi-am zis eu un gând și m-am dus. În preajma acelui timp, așa parcă o ploua din cer, am început să văd că peste tot pe unde mergeam, plăcuță, supravegheat video. Și atunci mi-am dat seama că
ce le spuneam eu la studenți la Cernica cu 15 ani în urmă, 20 or fi, când le socoteam pe tablă câte ore pe zi suntem filmați fiecare și toată filmarea aceasta se duce într-o straiță care poartă numele meu sau al tău și așa mai departe, unii din ei se uitau așa ciudat la mine, alții mai glumeau, mă rog, că n-are nicio importanță până la urmă. Și dacă mă filmează ăștia tot timpul? Să mă filmeze. Unii dintre oameni i-a îngrozit ideea aceasta. A intrat groaza în ei. Și au început să-și ia niște măsuri. Sigur că noi care suntem pătura neimportantă a societății, nu avem groaza asta. Doar în aparență n-are nimeni niciun interes pentru ceea ce suntem și facem noi. Dar sunt care sunt pe alte pături și pentru aceștia au interes. Numai că urmărind evoluția monitorizării până la această discuție care se pune deja oficial, mi-am dat seama că oamenii de importanță nu sunt cei de pe spre vârful piramidei, ci cei de jos. Păi de ce să interziști creștinismul? Că doar ăștia de pe aici, de pe sus, doar încorceau ei cu creștinismul. Oamenii din pătura neimportantă a societății, ăștia merg să închină, să roagă, mai cred ce mai cred. Și atunci am avut senzația că piramida aceasta s-a inversat. Că ei sunt foarte preocupați să vadă la ce oră pleacă fratele Cif de acasă ca să se închine. Și e stresat dacă vede că întârzie. Pentru că dacă va fi o zi în care trebuie să-l prindă pe drum și el a întârziat, nu-l poate lua de pe drum, că nu-i. Atunci unii oameni mai isteți au început să-și ia niște măsuri. Au început să renunțe la smartphone, la telefonul mobil. Sau să-l poarte tot timpul închis, să-l folosească numai chiar când vorbește. Eu nu știu dacă e drept. Și nici nu fac demersuri ca să aflu dacă e drept. Însă mai nou, te identifică după temperatura corpului. Nu trebuie să ai nici smartphone, nu trebuie să fie nici cameră ca să te filmeze, ci când treci pe lângă un modul pus undeva, după temperatura corpului, după respirație, după cum îți bate inima, în câteva extrem de fracțiuni de secunde, știi că ești tu. Știi că ai trecut de la stâlpul ăsta spre el, pe celălalt și te-ai dus undeva. Da? Știe, asta e, ce dacă știe. Unii ne îngrozim, alții ne bucurăm cât de mult a avansat știința. Părerile sunt împărțite. Unii și-au luat măsuri și s-au retras din zonele locuite, ceea ce este extraordinar de pozitiv și este extraordinar de pliabil pe ceea ce spune prorocul Ellen White, că vor veni vremuri când va trebui să părăsim zonele locuite, în sate, mai departe sau până să ajungi în munți. Nu pentru că acolo nu îți preia identitatea după temperatura corpului, ci pentru că acolo ești un pic departe și n-are chef să te bagi în seamă, că oricum nu se duc mulți, ci se duc puțini. Extrem de puțini.
Ce-am observat? Că fenomenul acesta de monitorizare a început să aducă groaza în masele de oameni, motiv pentru care toți își iau măsuri inverse. Dom'le, să trăim convențional și nu are nimeni treabă cu noi. Să avem și noi familiile noastre, să îmbătrânim, să murim și nu are nimeni nicio treabă cu noi. Și cu asta s-a rezolvat problema. Ce am observat? Că în antiteză cu aceste măsuri pe care și le ia societatea contemporană vis-a-vis de acest flagel internațional, nu văd oameni care să se îngrozească de faptul că Dumnezeu nu are nevoie de temperatura corpului meu. N-are nevoie nici de smartphone-ul meu. N-are nevoie de nimic. Și nu că știe cum mă mișc și pe unde, ci știe cum gândesc, ce gândesc și cât gândesc. Cu asta n-are nimeni nicio problemă. Nu-și ia nimeni nicio măsură. Când am văzut pe bordul din dreapta de la mașină, pe ecran, chestia aia, și mi-am dat seama că ăștia știu exact că eu mă duc la biserică, știu exact cât stau și știu exact când plec de la biserică ce posibilități am să plec undeva, am stat așa în sinea mea, nici nu i-am spus lui ea și am zis: fai, ce frumos e că Dumnezeu știe că mă duc la biserică. Dacă ăsta știe, stai seama că și Dumnezeu se își punea întrebarea: mă, dar Iacob de ce încă nu pleacă? Că el pleacă un pic mai devreme, de ce nu pleacă? Poate că știa de ce nu plecă, o așteptam pe Lia. Dar m-am gândit ce sublim e în ceruri când Dumnezeu știe că un om merge la biserică. Și m-am mai gândit la ceva. Mă uit acum la Iști, la Cristi, la Mihai, la toți ceilalți. Că acum Dumnezeu știe că voi sunteți acasă. Oare e aceeași chestie în ceruri? Nu știu, poate e aceeași, nu știu. Da, stați liniștiți, puteți chiar închide, da, vedeți mai târziu. Dar feric, eu văd că începe slujba și au fugit și au ajuns cu 40 de minute întârziere, dar au ajuns. A evitat discursul meu. Dar îți dai seama, dacă mai este o altă problemă, dacă ăsta de la mașină știe, m-am îngrozit când mi-am dat seama că Dumnezeu știe că mă duc acum la biserică, așa sublim am simțit în sufletul meu. Ce tare! El știe acum exact, mai are 3 minute și ajunge. A întârziat cu 4 minute, dar ajunge la și 2. Deci știe și e o lumină în cer despre mine, o bucurie. Dar imediat după acest sublim, m-am îngrozit. Oare cum o fi în ceruri când Dumnezeu vede că nici nu mă gândesc la El? Pac, pe un monitor îi se face un pătrățel din ăla și zice: vezi că Iacob nici nu se gândește la tine. Și aici în Matei
Noi avem senzația că e un retorist din ăsta, că vorbește Hristos care vreme. El face o declarație foarte tare după mine, și anume că toți oamenii se tem. Toți oamenii sunt o grămadă de fricoși. O gloată de fricoși. Pe noi, pe adventiști, de când am fost mici, ne-au luat de mici și ne-au învățat să nu ne temem de Dumnezeu, ci să ne temem, că aici scrie, citesc, ci să ne temem de cei ce ucid trupul. Și noi numai de aia ne temem. Așa am fost crescuți. Avem o educație ateică. Avem o educație de împotrivire la Dumnezeu. De împotrivire absolută. Ne temem de cei care ucid trupul. Hristos zice, nu vă temeți de ăștia. Temeți-vă de ăla care ucide și trupul și sufletul. Și apare aici un lucru care tot îl citim și predicăm din el, că am obiceiul ăsta, sigur că nu se vede, mi-am smuls un fir de păr din cap, e aici între deștele mele, și zic câteodată asta și tot stau și râd așa, Doamne, ce scrântiticoman ăsta. Da, eu sunt scrântit. Mă bucur că voi sunteți sănătoși. Și din ceruri, pe ecran a apărut, la Iacob Coman i-a căzut un fir de păr din cap. Nu știu ce să zice după aia, săracul. Sau poate să zice, las că-i pus să crească altele trei. Sau zice, las că abia așteaptă frații să-l vadă cu ochelie din aia faină, ca să... Că și așa ei cred că și l-au vopsit. Acum când am fost în Paris, de față m-a întrebat un frate de acolo, zice, frate Coman, de ce vă vopsiți părul? Și am zis, cată-vă în cap, uite-te. Ai, las, ce barbă albă și păr neficiule am făcut. Da. Preocupări duhovnicești. De ce își vopsește Iacob Coman părul? Și aici zice, vedeți ce aproape sunt groaza și sublimul și cum trec printre noi așa de, nici nu mai știi că ții groaznic de fric sau groaznic de cald. Însă n-ai vrea să treci la o stare de sublim? Să te duci pe stradă și să te întâlnești cu un prieten, păi, dar ce ești așa de bucuros? Acum să nu fii bucuros? Dar ce ai puțin mai câștigat? Nu, dar ce e așa de bucuros? Dar ce e cu tine? Păi acum știe Dumnezeu în ceruri că mă gândesc la El. Da. Iubiții mei, monitorizarea lui Dumnezeu, dacă crezi că există, te îngrozește. Dacă în schimb ești pocăit, monitorizarea lui Dumnezeu îți aduce o stare de sublim. Tu nu te-ai gândit niciodată, se mai întâmplă, nu știu dacă și la voi, se mai întâmplă că mă așez acasă, am scripturi peste tot prin casă, trag o scriptură, o deschid și așa mă adăp sufletul, dar niciodată nu m-am gândit că exact când o deschid, în ceruri se desface așa un ecran mic și zice, Doamne, ce-i mă? Iacob citește din scriptură. Da, dar dacă proasta asta de mașină știe dinainte ce fac,
Ai seama că într-o noapte sau ce-o fi aia, se deschide un ecran în cer și zice, Doamne, ce-i mă? Cam peste o jumătate de oră Iacob o să se roage. Și voi sunteți cu bine? Groază și sublim. Ce știe Dumnezeu despre tine pentru ziua de mâine? Îți creează sublim sau groază? Dar de ce să mă duc până mâine? Proasta asta de mașină știe că peste un sfert de oră plec ori în oraș, ori acasă. Și acum în cerul și Dumnezeu știe că peste o oră și jumătate ce o să fac eu și ce o să faci tu? Ce zici? Își pune așa o păpădie în gură Dumnezeu și așa se auto îmbunează așa pe la costă și zice, vai, ce frumos, peste o oră jumătate Iacob face asta. Când știi că știe, te duce într-o stare de sublim sau începi să te îngrozești. Că zice aici Iisus, măi Comane, nu te teme de ce îți omoară trupul. Așa te-o învăța la biserică. Dar să nu mai faci asta. Teme-te de mine, că eu îți omor și trupul și sufletul. De ce? Pentru că pe ecranul meu urmează toate posibilitățile pe care le ai de făcut. Și îmi apare acolo că urmează să fii rău, urmează să minți, urmează să fii invidios, urmează să înjuri, urmează să furi, urmează să te faci că nu există. Deci acum stau așa și mă uit să văd care din astea le faci de la ora 10. Și mă întreabă Dumnezeu, nu ți-a venit o idee ca și cu mașina? Care, Doamne? Să vezi dacă nu faci ce prorocește ea, să o duci în eroare, să vezi cum reacționează. Nu ți-a venit ideea asta, Comane, ca din astea care ți le-am spus, să nu faci niciuna. Să te duci, să te pui pe genunchi, să te rogi, să mă surprinzi. Vedeți? Nu știu dacă credeți ce vă spun. Oricum, aia cu mașina, vă iau mașina să vedeți. Eu am rămas șocat. De acum voi fi mai atent. Și ce scrie? Și unde am de când să mă duc? Că unde am fost, nu mai pot să schimb cu nimic. Vedeți? Dar voi fi mai atent, nu pentru mașină sau pentru ăștia. Mi-am dat seama ceva. Ce bucur-s-i Dumnezeu că știe că mă vezi că cam peste 16 minute Iacob pleacă la biserică. Sau cam peste o zi Iacob face o vizită la cineva și îi duce un pic de ajutor din partea bisericii și îi spune 3 cuvinte de încurajare. Ce frumos e în ceruri și în sufletul meu, în extrem de puținele ocazii în care monitorizarea declară aceste lucruri despre mine. Cum ar fi ca monitorizarea să poarte la timpul, la prezentul continuu, bucuria în cer și sublimul în mine? Cum ar fi ca monitorizarea să poarte la prezentul continuu, sublimul în cer și sublimul în tine? Și zice aici, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Se vândă o vrăbie la un ban și când moare una, Dumnezeu știe, sau călcat-o cineva cu mașina, știe.
Deci, nu vă faceți probleme, că voi sunteți mai scump decât o vrabie. Vi se numără și firele de păr din cap. Așadar, trăiți în așa fel, ca să fie frumos în ceruri despre viața voastră și să fie sublim în ființa voastră despre felul cum trăiți. Dumnezeu să vă ajute pe voi și să mă ajute și pe mine. Amin. Amin. Frate Gabriel, zi-ne o cântare și apoi fă o rugăciune pentru noi. Pentru încheierea serviciului divin, am dorit să lăudăm pe Dumnezeul nostru cu imnul numărul 179. Pentru rugăciune, vă rog să ne plecăm înaintea Domnului. Tatăl nostru sfânt, care locuiești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta, Doamne, în umilință și cu adorare, să-Ți mulțumim frumos că ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu știi toate lucrurile din viața noastră. Îți mulțumim că la vremea hotărâtă de Tine, Tu ne-ai răscumpărat, Doamne, și Tu ne porți de grijă.
Te lăudăm și îți mulțumim pentru că Tu ai milă de poporul Tău și de biserica Ta, Doamne, și de copiii Tăi. Îți mulțumim că Tu ne conduci. Îți mulțumim frumos pentru că în Tine avem nădejde, Doamne, și cerem credință mai mare pentru că revenirea Ta să nu ne ia prin surprindere. Ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi să ne încredem în Tine și împlinește, Te rugăm Tu pentru noi tot ce trebuie împlinit. În mod special pentru cuvântul Tău, Te rog să împlinești toate făgăduințele Tale, Doamne, pentru copiii Tăi, pentru biserica Ta și pentru noi care suntem aici și pentru copiii noștri, Doamne, și nepoții noștri. În mod special Te rugăm pentru o făgăduință cea mai importantă din cuvântul Tău, pentru noi, Doamne, să vii să ne duci acasă cât mai curând. Te rugăm să fii mai departe cu noi, să ne conduci viața noastră și pe noi, dar Te rugăm în așa fel să ne conduci, Doamne, ca nicio zi să nu fim fără Tine. Noi îți mulțumim, Doamne, că Tu ne porți de grijă și Tu ești cu noi. De aceea îți aducem închinare și laudă, Doamne, Dumnezeule, mare și bun și sfânt, și Te binecuvântăm și Te lăudăm din toată inima. Rămâi mai departe cu noi. Noi îți mulțumim în numele și meritele lui Iisus, Domnul nostru, acum și în veci de veci. Amin. Dragii mei, aici se încheie slujba din seara aceasta. Dumnezeu să vă păstorească mai departe și să vă poarte de grijă. Amin. Vă aștept cu mult drag vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiază. Purtați în rugăciune pe cei pe care i-am citit, Ana Maria. Este o tânără internată la Fundeni care așteaptă un transplant de ficat. Dați-o în rugăciunile și în inima voastră ca Dumnezeu să-i poarte de grijă. De asemenea, purtați și voi, dacă se poate, împreună cu mine, bucuria sau povara aceasta ca Dumnezeu să ne trimită bani pentru ca lucrările Domnului să nu stagneze și cât mai curând posibil să putem să sfințim locul acela ca și loc de închinare din nou și Dumnezeu locuind acolo din când în când să trecem pe la El. O seară frumoasă și Dumnezeu să vă poarte de grijă. Amin.